Incidente grave între pelerinii care așteptau să ajungă la Racla cu moaștele Sfintei Parascheva. După ce unii au așteptat și 14 ore pentru a se închina, spiritele s-au încins și a fost nevoie de intervenția jandarmilor. Record de credincioși la cel mai mare pelerinaj religios din România. Aproape 200.000 de oameni au așteptat la o coadă infernală, chiar și 14 ore, ca să poată atinge Racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Unii pelerini și-au pierdut însă răbdarea și cumpătul și zeci de jandarmi au fost nevoiți să intervină. Intră în fața noastră, care am stat la rând de-aseară. Cei din spate s-au dus în față. Mai bine, ce? Cei din spate s-au dus în față. Și noi acum stăm la rând. Noi stăm de 14 ore aici. De la stâlpul 71 stâm. De acolo, în față. Păi așa ceva se poate. Iar acum vorbim cu colegul meu, Dan Coțcaru, care este la Iași. Bună seara, Dan! Bună! Spune-ne, te rog, de la ce a pornit totul astăzi acolo? Principala cauza îmbujelii de astăzi a fost oboseala statului la rând ore în șir, oboseala care față de unii a avut un efect mai, să zic, i-a agitat pe vreo 2-3 cetățeni, au vrut să înainteze mai repede, să ajungă să se închine la Arac, la Sfintei Parascheva și moaștele Sfintei Tecla, lucru care i-a agitat și pe cei din jur și pur și simplu câteva zeci de pelerini au înăvălit pe sfei. Alți zeci de pelerini din față și uite așa a fost nevoie să jandarmeria să intervină, să restabilească ordinea. Au fost și persoane rănite? A fost nevoie și de intervenția medicilor? Nu, deși smurdul era pe poziție, nu a trebuit să intervină, pentru că totul s-a rezumat la nivel de reproșuri verbale și atât. Care este situația acum? Putem spune că încă mai așteaptă sute, mii de oameni să ajungă la moaștele Sfintei Parascheva? Da, în la ora în care vorbim, din sursele jandarmeriei, brigăzii de jandarmi Bacău, din estimările, de fapt, brigăzii de jandarmi Bacău, la rând sunt aproximativ 38.000 de persoane, rândul se întinde pe o distanță de aproximativ 3,5 km. Ce ne poți spune despre organizare, având în vedere că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și anul acesta? Făcând o comparație, 2017 cu 2016, anul acesta e mult mai bine organizat rândul, pentru că au fost foarte puține incidente. Îți mulțumesc tare mult, Dan, iar noi...